A fost o chestiune doar de câteva ore până când foștii angajați au fost schimbați. În locul lor au ajuns fețe noi care, deși au vechime în unitatea spitalicească, nu au ocupat până în prezent nicio funcție de conducere. Un exemplu este radiologul Doina Brânzan, care recunoaște că are emoții din postura de director medical, funcție ocupată până acum de Vasile Stănculete. Va fi ajutată de managerul spitalului, care a declarat că până se va acomoda cu noul post, o va ține în umbră. Am ocupat un post care a fost răvnit de multă lume. Da, știu. Până acum, într-adevăr, eu mi-am canalizat toate eforturile pe desăvârșirea mea ca medic specialist în radiologie și imagistică medicală. Am acceptat acest post de director medical. Care credeți că este statutul pentru care v-a ales domnul? Păi, cred că sunt un om integru, un om căruia îi place să muncească, care își face meseria cu... Aș spune chiar cu pasiune, da, pentru că asta mi-am dorit. Și cred că putem să colaborăm foarte bine. De departe, cea mai surprinzătoare numire a fost cea a fostului comisar șef de la Garda Financiară, Gigel Capotă. A fost și singurul care a recunoscut cum a ajuns la spital. Noul director financiar contabil spunând că se săturase de viața din capitală. Am vrut să vin în Gorj, pentru că în București pentru mine la... Ați luat dumneavoastră legătura cu cei din Gorj? Da, da. Da, da, da. Mi-e greu în București, adică am o vârstă, am lucrat numai în Gorj, în asta, știți cum este. Da, da, sunt mulțumit. Și postul de director administrativ a fost ocupat. Funcția era în schemă din perioada managementului privat asigurat de firma Tetraedrum. Deși nefolositor atunci, acum s-a găsit un angajat care să răspundă de problemele administrative ale spitalului. Lucrez în Spitalul Județean. De foarte mult timp am lucrat pe parte financiară, acum trec pe parte administrativă. Este un lucru nou, dar cu echipa care este la momentul actual sper să realizăm lucruri mult mai bune care ni le-am propus, le vom propune în continuare și să fie totul ok. Modificările făcute la nivelul conducerii nu au venit în urma unor nereguli. O recunoaște însuși directorul Tiberiu Tătaru. Pur și simplu s-au dorit alți oameni pe funcții. Nu am avut niciun fel de reproș la adresa lor, doar că eu consider că era nevoie de o întinerire a comitetului director, lucru care s-a întâmplat astăzi. El a spus că vrea să-și facă o echipă și nu pot să zic că nu putea, nu vechea echipă. Vrea să lucreze în formula asta, întrucât să n-aibă de niciun fel cu sursă să justifice și am zis că e bine dacă a găsit această formulă. Tot astăzi a fost schimbat și asistentul medical coordonator al Policlinicii din Târgu Jiu.